più un picior de plai, più cura de rai. Aici este așezată și dăruită această zonă, care are un nume de legendă. Maramureș, țară veche cu oameni fără pereche. Wow, salutare prieteni, bine v-am găsit pe Macareni, numele meu este Dodo Mesaros și astăzi facem vlog de călătorie din Maramureș. În clipa de față, mă aflu în Baia Mare. Încep zilele Maramureșului. Asta înseamnă că timp de... Păi nu vă arăt eu cum arată în centru în Baia Mare, stați așa. Nu e frumos? Totul verde? Aranjat? Cam ce trebuie. Vă spuneam... Stai să așezăm asta undeva aici. Vă spuneam... Nu-i bine, cred că e mai ok. Da, vă spuneam că timp de 5 zile voi rămâne în Maramureș pentru vlog de călătorie cu ocazia acestor zile. O să acopăr niște evenimente foarte, foarte frumoase, speciale. Asta înseamnă că pentru prima dată pe canalul de YouTube Macareni, unde cred că ai dat deja subscribe, dacă n-ai dat-o, fă-o neapărat, apasă butonul de subscribe, pentru că urmează 5 zile de daily travel vlog. Brr, cum sună? Vlog zilnic de călătorie pentru prima dată, repet. Încă de la bun început, cred că e bine, așa se cade, să mulțumesc Consiliului Județean Maramureș pentru invitația pe care mi-au făcut-o, în mod special lui Dan Karpov. Pe Dan o să-l cunoaște, el o să fie ghidul meu, el o să-mi spună pe unde mergem, ce facem. În mare parte mi-a zis, dar a insistat foarte tare să nu-mi zică niște lucruri. Sunt niște surprize pe care nu vreau să ți le dezvălui, Dodo. Sunt curios și eu. Cine rezervă? Vă spuneam de Dan Karpov, el este inculpatul. Ho-ho! Dan, stai așa, la modul oficial. Ne-am mai văzut, dar mai dăm o dată mâna. Da, mai dăm o dată mâna, să ne vedem și pe cameră. Dan o să fie ghidul meu zilele astea, 5 zile. Așa, mă găzduiește aici. Zine așa, câteva cuvinte despre întreg ansamblu al evenimentelor și apoi ce facem astăzi. Vă aflați la prima ediție a Zilelor Maramureșului după reinventarea acestui eveniment. De fapt, este a treia ediție, Zilele Maramureșului, 18-23 mai. Atâtea zile o să ne distrăm aici. Astăzi suntem în 19, este practic deschiderea oficială a evenimentului. Ieri au fost niște discuții foarte interesante pe teme de Maramureș și despre Maramureș. Acum că ai venit, îți spun și eu bine ai venit. Ne aflăm aici practic în curtea gazdelor, Consiliul Județean Maramureș. Hai să mergem încolo. Hai să ne plimbărim. Așteptăm să ne vină invitații de peste hotare. Avem un număr impresionant de demnitari internaționali prezenți la eveniment. Este vorba de ambasadori, reprezentanți ai ambasadelor, oameni faini. Mâine va fi un air show, poi mâine o să ne ducem în Maramureș și nu vă mai spune multe, pentru că oricum o să le acoperim în fiecare zi. V-am zis mai devreme că nu vrea să-mi spună tot. Oricum, eu spun că merită să fiți zilele astea alături de noi, să fiți pe Macareni pe YouTube. O să dăm cu toții share-uri, nu există să nu ajungă linkurile la voi. Și pentru că episodul ăsta îl punem astăzi seară sau mâine dimineață, vedem cum facem cu montajul. Dacă aveți timp și sunteți cumva din zonă, să veniți în aceste zile până pe marți, ai spus? Da, am spus. Așa, în Maramureș, veniți încoace și vă preluăm, ne ocupăm noi. O să punem și programul acolo și acum dacă tot ești oficial și având în vedere că e soare afară, te-am și branduit, ți l-am pus clopul și de aici încolo ești moroșan, n-ai ce face. Moroșanul Dodo. Ghidul moroșanului până la urmă de azi încolo. Bine ai venit, bine v-am găsit și ne vedem pe parcursul tuturor evenimentelor. Voi cum vă numiți? Paul și Andrei. Paul și Andrei. De unde sunteți voi? Din Baia Mare. Din Baia Mare. Și reprezentați? Dănță Ușii. Dănță Ușii? Da. Și vă place? Jucați? Da. Vă pricepeți bine? Da. Ia zi, ce vrei tu să te faci în să fii mare? Inginer. Tu inginer? Și tu? Dansator. Am ajuns undeva în centru.
Dacă privești așa în jurul meu, ai senzația că sunt pe un teren de fotbal. Nu! În Baia Mare există chestia asta. Am ajuns la muzeul satului din Maramureș, din Baia Mare mai precis. Arată excepțional și am văzut doar atât, o părticică micuță din el. Undeva acolo mai jos se țin tot felul de speech-uri oficiale în clipa de față. Iar eu o să vă zic ce îmi doresc în continuare. Îmi doresc să cunoaștem câțiva meșteșugari. Sper să reușesc. Vă arăt ce se vinde și ce se întâmplă la un astfel de eveniment. Lucrurile, din câte am înțeles de la organizatori, sunt 100% autentice și să cunoaștem dacii, nu? Am văzut niște costume extraordinare și mai mult de... nu cred așa ceva. Văd niște domnișoare, niște doamne care frămân... uite acolo. Bună ziua! Ce faceți dumneavoastră aici? Frământăm gogoși. Frământați gogoși. Eu sunt Dodo Mesaraj, mă numesc. Cum vă numiți? Pancove. Nu, cum vă numiți? Eu Luminița, mă numesc. Doamna Luminița face Pancove, gogoși. Și uite acolo și văd că și fetele tinere, tradiția merge mai departe. Avem aici, uite. Asta este ideea. Tu cum te numești? Sorina. Sorina, câți ani ai? 23. 23 de ani. Și de cât timp știi să frămânți? De când am umblat în picioare? De când ai umblat în picioare? Cât de bine arată! Cipri, vezi că vine control de la eșalonul ăsta. Sorina, doamna Luminiță, o să ajungeți pe YouTube. Caută Macareni și o să găsești acolo. Tostul subram. Foarte, foarte, foarte bună. Cum? Nu că mi-e foame și nu încep de acum, adică... Dar haideți să închin cu dumneavoastră. Dați-i o țuică. Asta înseamnă gazde adevărate. Eu sunt Dodo, dumneavoastră cum vă numiți? Gabi. Domnul Gabi, stați așa. Altfel ajungești după un par de celălalt. Ce bunul Dumnezeu. Doamne ajută. Fii sănătos și vesel. Dar nu sunteți corect, că dumneavoastră v-ați spus mai puțin. Acum lua ceva. Poți să-mi iau și eu minciunea asta, nu să-mi iau. Ciurighei. Ciurighei. Am început bine. Mă zici că stai aici jos. Bă... E filmat, dar nu știu, ne-am vedea ca să avem încredere. Da, pe YouTube, e de încredere. Da. Vă povesteam că încerc să vă arăt o parte din meșterii populari care sunt prezenți la muzeul satului în Maramureș, de zilele Maramureșului. Și facem cunoștință cu un domn foarte drăguț la prima vedere. Sănătate, numele meu este Dodo Mesaraș. Bud Ion Viorel. Domnul Viorel. Pensionar, profesor pensionar. Așa, domnul Viorel și domnul? Popovici. Domnul Popovici, sănătate, numai bine. Care cum? Care? Cine? Ce a construit aici? Eu din Vadul Izei, din Păstădeală, din lângă Sighe. De lângă Sighe. Și efectiv de mână construiți prin cioplire? Tot ce vedeți în afară de pălării. Deci în afară de clopuri. Da. Rest, toată lemneria, tot. De la ce vârstă? De la ce vârstă ați învățat să... Ați moștenit din familie, e o tradiție sau pur și simplu v-ați... Am făcut școală profesională și de timplar. Am înțeles. În timp am învățat și eu. Am înțeles. Un pic de sculptură, Școală profesională care, din păcate, astăzi, școlile de meserie au cam dispărut la noi. Și uite, de fapt, ce minunății se pot obține și firește și alte și alte cele în alte domenii de activitate. Cucuveu Amov? Da. Ia auzi. Ouă pe frigărui. Ouă pe frigărui. Astea când la nănaș, la nunte, răspunde găina, la nănașe ouăle. Și am, da? Și o poezie pentru nănașe. O poezie? Mi-o, da, interpretați? Da. Ce nu-i bai, domnule nănaș, că te-om scoate din acas. Ai găină ce se ouă, speciale amândouă. Nu știu cum de am uitat și la nașii nu i-am dat, dar m-a adresat la ea să-mi cumpere dacă vrea, că ți-o spune domnul naș, asta te scot din acas. Ai găină, ia și ouă, de rezervă amândouă. Deci de la tâmplărie,
La bijuterie am văzut acolo. Și aici avem Ia, Ia românească. Populare vechi. Populare sunt vechi? Vechi. Bună ziua. Peste 70 de ani și astea sunt noi. Am înțeles. Și astea sunt vechi. Aha. Dumneavoastră le faceți? Da. Și aici avem Ia și Pauline. Sunt foarte curios, spre exemplu, o ie din asta mai vechi, de veche, de 70 de ani, cât costă? E scump? Noi cerem 500. În jur de 500 de lei. Și una din asta nouă? 8. E mai scump asta nouă decât acea veche? Mai mult lucru. Mai mult lucru, da. Așa, eu sunt Dodo. Mihai Rus, Mihai Rus, meșter popular. Mihai, dacă ești amabil, cât e secret și cât se poate spune din tot meșteșugul ăsta cu, uite, vă spuneam de scărițe, de steluțe și alte nebunii? Prea mare secret nu este. Este doar multă, multă răbdare, puțină îndemânare și muncă. Muncă. Muncă, foarte multă muncă. Ai preluat de la cineva din familie sau pur și simplu... Da, am preluat de la cineva din familie. Un văd al meu care este acolo, mai acolo sculptează, tot așa, este sculptor și meșter popular și vrea să ducă mai departe tradiția. Te găsim pe o pagină de Facebook, pe un site? Da, mă găsiți pe Facebook. Joachim Mihai Rus, meșter popular. Cum era aia cu bătrânii care stau pe prispă și gândesc asupra vieții și nepoții se joacă prin fața lor și le dau sfaturi de viață atunci când ei vor să le asculte, să le audă? Pentru că ne bucurăm că îi avem alături de noi. Acesta este un spațiu unde este o expoziție permanentă. Este vorba de un muzeu de etnografie cu adevărat, cu costume, cu de toate. N-am pus aceste manechine doar ca să părem că suntem mai mulți la această prezentare, cum au spus gurile rele. Da. Sunt detalii pe care le găsiți, spre exemplu, pe visitmaramureș.ro, proiect despre care să vorbească și Dan Karpov, care vorbește oricum foarte mult și nu-l mai oprește nici bunul Dumnezeu atunci când vine vorba să promoveze această zonă superbă. Visitmaramureș.ro, o să scriu și aici jos, sper să nu uit, și am înțeles că există aplicație valabilă și pentru Android și iOS. Probabil vă întrebați ce o să se întâmple mai departe în vlog. Cu toată sinceritatea, nici eu nu știu, Dan insistă în continuare să fie surprize. Tot ce știu sigur, de fapt, este că undeva în jur de ora 19, din ținuta lejeră din momentul ăsta... E? Altă treabă deja! Ne-am pregătit la 4 ace. Mergem la un dineu foarte special, după cum vă spuneam, cu... ambasadori. O secundă. Merge? Despre asta este vorba. Hai, vă iau cu mine. Suntem la Castel Transilvania.
o grădină, o să vă arăt eu pe imediat, absolut superbă, ne bucurăm că ne-ați făcut o asemenea primire. Zine repede ce se întâmplă astăzi seara. Dragul meu, decernăm niște premii foarte importante pentru noi, practic pe lângă diplome, decernăm și niște superbe creații artistice din Maramureșul, Nod Maramureșan, pentru toți cei care am considerat noi că la această ediție vor deveni ambasadori ai turismului maramureșan. Mulțumim! Sper să se înțeleagă ceva. Suntem la Cina Festivă, ultimul eveniment pe ziua în curs. Ne vedem și mâine cu alte și alte imagini și lucruri interesante din Maramureș. Nu uitați, dacă vă place ceea ce vedeți aici, să apăsați butonul de subscribe, un like și un share. Ar fi amândouă foarte bine venite. Mă ocup de altele, atât cât să mă țină în formă pentru orele de montaj care vor urma. Mulțumesc încă o dată că te uiți. Până data viitoare, numai bine!